astăzi facem o discuție despre rețelele TT și TN. În urma multor comentarii de pe YouTube, nu înțeleg de ce lumea încă insistă cu rețelele TT. Am fost apostrofat, așa, hai să zicem în ghilimele, că de ce nu se folosesc, domnule, rețelele TT, că sunt în I7. Ma, cei care au pus întrebarea asta, îi întreb și eu la rândul meu. Au măsurat vreodată o impedanță de defect sau de buclă sau de scurt circuit să vadă ce valoare are? Au calculat vreodată ce protecții trebuie să pui ca să-ți facă față în ghilimele impedanței, care de obicei este foarte mare la TT? Nu știu, eu pun întrebarea, că și mie mi s-a pus aceeași întrebare, că ce am, domne, cu sistemul TT? Că, domne, scrie în I7 și mai sunt încă mulți consumatori în sistem TT. Știu, mai sunt câteva sute mii de consumatori în sistem TT, sunt pe cale de dispariție. Furnizorii locali, în general, pe unde prind, în ghilimele, astfel de sisteme, le cam schimbă. Dar sistemul recomandat în România, după cum știți, este TN, adică TNC versus, sau mă rog, versus TNC, respectiv TNCS. Ca să vă explic un pic de ce sunt eu împotriva sistemului TT. Bine, sistemul TT are numai dezavantaje, nu are niciun avantaj, evident. De exemplu, în sistemul TNS, ZS, electricienii știu, trebuie să fie de maxim 0,8 ohmi. În sistemul TNCS, ZS, trebuie să fie de maxim 0,35 ohmi. Iar în sistemul TT, așa, trebuie să fie 21 de ohmi plus rezistența pământării, respectiv a pământării, care poate să fie 4 ohmi, 5 ohmi, 3 ohmi și așa mai departe. Depinde de sol. Deci, acum spuneți și voi în comentarii. Una e să ai 0,8 ohmi, da, în sistem TNS, alta e să ai 0,35 în sistem TNCS, alta e să ai 21 de ohmi plus rezistența împământării. Eu zic că protecțiile mai repede sunt mai ușor de calibrat și mai ușor de lucrat cu ele. Protecțiile nu sunt nici așa pretențioase, în sensul că dacă folosești sistemul TN, TNC, respectiv TNC, respectiv TNCS, protecția este cel puțin spus dublă. Adică poți să-ți asiguri o protecție magnetotermică eficientă plus o protecție diferențială. Pe când în cazul sistemului TT, protecția magnetotermică este, hai să zicem, inexistentă, deși este inexistentă, este aproape inexistentă. La sistemul TT te poți baza doar pe protecția diferențială. Deci de ce ai alege sistem TT în loc de sistem TN? Mă rog, TN, TNC, TNC și așa mai departe. Sau sistem TNS, poftim. Că și cu sistemul TNS e altă discuție. E o veșnică discuție. Să tot spune, domnule, dar și tot aveți voi cu pământarea asta. Puneți oamenii să cheltuie bani, să pună în pământare, să pună în rețela pământare. Domnule, ăla deja, furnizorul ne dă cu tot cu pământare. Nu, are tot ce trebuie, doar trebuie să-l desparți. La modul general, normativul I7 știți foarte bine că recomandă, ca să nu zic obligă, să pui nulul la pământ, adică să-l întărești și să-l desparți în N și pe E. La modul general, că într-adevăr, bine, sunt multe motive pentru care se face chestia asta, astea sunt doar unele dintre ele, că într-adevăr sunt anumite rețele, mai să zicem, mai apropiate transformator sau rețele mai noi, care permit să faci din sistem TN, TNS și să fie, hai să zicem așa, relativ în siguranță, dar astea sunt excepții. Și vin și astea cu diverse dezavantaje. De exemplu, dacă N-ul a picat, P-N-ul a picat într-o zonă, tu ești protejat, pentru că e legat P-N-ul tău, respectiv N-ul tău, legat la pământ. Și ai în continuare tensiune, curent, cum se spune, în casă. Și așa mai departe, deci sunt o mie și una de motive ca să-ți faci împământare. Altă chestiune, ai un paratrăsne, da? Nu-i normal să-ți faci împământare? Apropo de paratrăsne și de împământare, nu mai contenește lumea cu discuțiile, domne, zice, nu-i normal, domne, să fie împământarea, ca să zicem așa, punerea la pământ a tablourilor,
deși, paranteză fie spus, sunt foarte puțini spre deloc care pun panourile la pământ, dar asta e altă discuție. Spun, domnule, nu e normal să fie instalația fotovoltaică, în special pe casă sau pe clădire, chiar și jos la sol, să fie pusă la pământ și să fie legată împreună sau să plece din împământarea clădirii. Și eu le răspund un singur lucru. Bineînțeles că este obligatorie să se întâmple chestia asta. Deci, pentru cei care n-au înțeles, tratați instalația fotovoltaică în speță, panourile fotovoltaice, structura fotovoltaică, chiar dacă este la sol sau este pe clădire sau, mă rog, poate să fie în 1001 de locuri, tratați-o ca un paratrăznet, pentru că ea, de fapt, devine un paratrăznet. Nu este un paratrăznet în sensul clasic al cuvântului, paratrăznet, da? Dar se comportă ca un paratrăznet. Deci, să fie foarte clar, instalația fotovoltaică trebuie legată, echipotențializată cu instalația legată la împământarea casei, care tot practic și teoretic trebuie să fie sub un om. Deci, se leagă împreună împământarea casei, da? Deci, hai să o luăm de la branșament. Se întărește, se separă penul. Știți foarte bine NPE. Pe care? Împământarea casei, da? Împământarea casei se echipotențializează toate conductele din casă. Și de gaze și de apă. Atenție, le echipotențializați chiar dacă aveți conducta de apă din plastic. Deci pe acel robinet general sau, mă rog, unde găsiți un niplu sau găsiți o chestiune unde vă puteți să vă legați cu o cravașă din asta, cum spun unii, de împământare, cu o legătură, se puteți să puneți la pământ, inclusiv aia se leagă la pământ. Așa, deci legați conductele, legați aparatele, de exemplu, o centrală termică, chiar dacă are ștecherul pus la împământare, nu strică să o legi carcasa la împământare. O instalație fotovoltaică, în speță un inverter, chiar dacă are bornă pentru P, da? Deci intră și iese în inverter L, N și PE. Legați carcasa la împământare. Și așa mai departe. MPPT-uri, dacă aveți MPPT-uri de la Victron, metalice, se leagă la împământare. În anumite cazuri, deși a fost o discuție cu Claudiu Minciu, cel puțin la mine a funcționat, în principiu și Victron recomandă și mai sunt sisteme în care se recomandă minusul baterie legat la împământare. Aici a fost o discuție mai amplă cu Claudiu. Într-adevăr, are și el dreptate în anumite sisteme, în anumite invertoare, din gama Voltronic, spune el, are mai multă experiență la invertoare, nu poți să legi minusul bateriei la împământare din cauza diverselor probleme. Nu știu să vă spun exact, am înțeles ceva de la Claudiu, nu știu să vă spun 100%, vă lămurește el mai mult, vă duceți la el în comentarii pe site, pe YouTube și îl întrebați exact de ce și cum, că vă explic el mai mult. De fapt, o să rog eu să fac o explicație mai amănunțită despre chestia asta. Deci, tot ce puteți legați la echipotențializare. Și haideți să vă explic de ce, că poate nimeni n-a explicat treaba asta de ce sau poate n-am prins-o eu. Știți cum se zice? Domnul, eu acum am aflat și eu nu știu să fi explicat cineva. Hai să presupunem că punem la pământ, avem pământare, da? Hai să zicem un om. O luăm așa, generic, da? Sau sub un om. Avem legate panourile, invertorul, minusul de la baterie, centrala termică, conducta de apă, conducta de gaze, conducta de petrol, ce conducte aveți voi pe acolo. Inclusiv, apropo, chiar și un gard metalic, dacă puteți să legați la pământare. În anumite situații. Bun, haideți să vă explic de ce. De exemplu, să presupunem, asta e doar o variantă, să presupunem că dintr-o întâmplare legătura la priza de pământ nu mai este viabilă. Hai să o luăm așa, nu știu, a oxidat, deși știți foarte bine că se verifică, cum spune legislația, vizual în fiecare zi și se face verificare fizică, prin măsurători o dată pe an, la 6 luni, la 2 ani după caz. Bun, sări peste. Deci să presupunem că dintr-o întâmplare priza de pământ nu mai are valoarea potrivită. Că ai șurubul care este legat la pământare sau eclista sau, nu știu, nu mai este legătura, nu știu, s-a deteriorat, a oxidat. Sau plasmada de pământare s-a întrerupt din diverse motive. În momentul respectiv, toate echipamentele din casă se echipotențializează ca să, vă spun altfel, se pun la pământ prin alte mijloace. De aceea englezii lucrează foarte mult pe sistemul TNS. Ei pun la pământ foarte, foarte rar fac împământări suplimentare la casă, doar în anumite cazuri în care nu este o anumită valoare. De ce? Că ei au echipotențializat tot.
Deci în momentul când împământarea nu este în parametrii normali sau s-a întrerupt din vari motive, tot sunteți protejat. Nu sunteți protejat 100%, dar sunteți protejat prin alte mijloace. Unul la mână. Sunteți legat la rețeaua externă, la rețeaua națională, că e sistem TNC, așa. Doi la mână. Sunteți legați la pământ, la conducte, la conductele de apă, gaz și așa mai departe, care și ele ar trebui, odată la vecini, legate și ele toate la pământ, cât și distribuitorii ar trebui să aibă acele conducte legate la pământ. Pe vremuri existau asemenea legături la pământ și erau făcute destul de des. Vă spun din experiență că știu. Acum mai nou, distribuitorii pare că nu mai leagă la pământ astfel de conducte. Deși unele a apărut și modernizarea cu conductele din polietilenă. Din polietilenă, exact. Da, da, e adevărat. Și la apă și la gaz. E adevărat, e adevărat. Dar pe sistemul de încălzire centralizat încă sunt. Da. Apropo, inclusiv instalații de radiatoare din casă. La bloc sau la casă, dacă stai mai sunt situații, se pune la pământ, se echipotențializează. Deci, în momentul când nu ai împământare, din vari motive, ești parțial sau ai să zicem total sau parțial protejat prin faptul că ești legat la conducta de termoficare, la conducta de apă, la conducta de gaz, la, nu știu, o mie și una de, unde mai ai echipotențializări, la gard, de exemplu, un gard, poți să-l legi până la echipotențializare. Da. Sau diverse alte chestiuni, deci ai o protecție suplimentară faptul că ai echipotențializat tot. Sau se mai întâmplă un alt fenomen, de exemplu, un conductor, deci să presupun, hai să luăm așa, o mașină, nu, hai să luăm, ce să zicem noi, un inverter, hai să zicem o centrală termică, hai să zicem un inverter. Hai să luăm exemplu un inverter, da? Inverterul, după cum știți, are pe intrare, hai să luăm varianta monofazată, L, N și PE, da? Să presupunem că din vari motive, nu știu, PE-ul nu face contact ca lumea în inverter sau, nu știu, în legătura, în doza, de unde ai venit PE-ul sau clema de echipotențializare, nu știu, nu face un contact perfect. Sau se întâmplă ceva, nu știu. Gândiți-vă că în momentul ăla, faptul că ai carcasa pusă la pământ, te scutește, sau te ferește, mai bine zis, de diverse alte probleme. Adică, tu, oricum ești protejat. Chiar dacă, probabil, și nu probabil, mai mult ca sigur, PE-ul de pe intrare, cât și cel de pe ieșire a inverterului, este sigur legal la carcasă, sau așa ar trebui legal la carcasă, așa ar trebui să fie legal la carcasă. În momentul când ți-a dispărut PE-ul din vari motive pe intrare, ai PE-ul legal la carcasă. Cum la fel ai același PE legat la minusul bateriei. Sau mai vorbim de instalații fotovoltaice la carcasa bateriei. Știți foarte bine, fiecare carcasă metalică, în special bateriile, facem stânga, colegul Mihai, bateriile, carcasa bateriilor trebuie legată la împământare. Clar, nu se discută. Adică echipotențializat împreună cu... Ce dobitoc ești? Chiar că. Împreună cu invertorul. Deci, împământarea de la carcasa bateriei trebuie să fie, să aibă același potențial cu carcasa invertorului, cu panourile fotovoltaice, bla bla bla, bla bla bla, MPPT-uri de la Victron metalice și așa mai departe, sau MPPT-uri de la oricare alt fabricant, producător. Deci toate carcasele metalice trebuie să fie echipotențializate. Asta să fie foarte clar. De ce? Ai, cum v-am spus mai devreme, ai double safe. Odată ai PE-ul prin legătura respectivă, prin ștecher, legătura directă într-o clemă, și a doua protecție suplimentară, ca să zicem așa, cu împământarea, a împământării, a punerea la pământ, împotriva defectului, este la acea carcasă. Deci, mitul că, domne, nu, noi legăm invertorul separat la pământ și panourile fotovoltaice la separat la pământ. Nu, se leagă împreună. Chiar dacă ai două împământări, dacă ai o împământare pe partea casei, să zicem, și ai legate panourile fotovoltaice, este recomandat, ca să nu zic obligatoriu, să legi, să tragi de la acea împământare un conductor de minim 25-35 de milimetri, în funcție de lungime, poate chiar 50, sau poate chiar o platbandă, de la prima împământare la a doua împământare, ca să le pupe amândouă la același potențial. V-am spus, te ferește de probleme. Dacă una din împământări are o problemă, automat potențialul se duce, potențialul, hai să zicem așa, negativ, potențialul cu probleme, se duce la cealaltă împământare. Deci cu cât echipotențializați mai mult toate sistemele din casă, cu atât împământarea respectivă are o valoare mai mică,
prin puneri succesive la pământ, de exemplu, v-am spus, ai două împământări separate, le mai bine legi împreună. Ai un gard. Foarte bine, poți să legi și gardul, nu-i problemă. Te poate ajuta să-ți crească, să-ți scadă, de fapt, rezistența prinsă de pământ și așa mai departe. Deci sunt o mie și una de exemple. Pot să vă dau exemple la infinit. Deci recomandarea mea este cât mai multe aparate echipotențializate ca să fiți cât mai în siguranță. Cred că am lămurit povestea asta cu sistemul TT și TN. Deci, sistemul TT este nerecomandat, ca să nu zic interzis, dar hai să zicem că îl permite, vezi, doamne, I7. Bine, în I7 încă este evidențiat, pentru că mai sunt sisteme în România nemodernizate care sunt pe sistemul TT și trebuia să fie într-un fel sau altul reglementat. Altfel ar fi fost în afara legii. Dacă nu era reglementat, ar fi fost în afara legii, iar distribuitorii de energie electrică ar fi trebuit în secunda 2 să întrerupă furnizarea energiei electrică către acel tip de consumatori în regim TT. Ceea ce ar fi fost o chestie un pic tâmpită. S-a preferat folosirea tipului de rețea TT, pentru că încă mai sunt anumite locuri în care se folosește, în comune mai izolate și așa mai departe, se mai folosește sistemul TT, nefiind modernizată rețeaua. Dar foarte clar, în momentul de față și numai în momentul de față, de foarte mulți ani, mai ales după Revoluție, toate sistemele noi sunt toți clienții noi sunt legați în sistem TNC, respectiv TNCS, mă rog, TNS, o perioadă majoritatea furnizorilor legau clienții în sistem TNS, deși, mă rog, standardul I7 încă mai fac prostia asta, leagă clienții în sistemul TNS, în sensul că trage de la rețea doi conductori, mă rog, coaxial, necoaxial, nu contează, și de acolo îi separă clientului nulul și pe eu și le bagă în casă, fără să le mai pune la potențial. Și zice, gata, lasă-mă, la potențial zero am vrut să spun. Zice, gata, domnule, i-am dat clientului în pământare. Cum și clienții spun, tai, domnule, eu n-am de la furnizor în pământare, uite firul galben-verde aici. Uite, mi-a adus 3 fire. Deci dacă mi-a adus furnizor 3 fire, înseamnă că am pământare de la furnizor. Nu e adevărat. Infrastructura în România este foarte veche, de foarte proastă calitate, în 99,99% din cazuri, chiar dacă aparent ea este pusă la pământ, penul este pus la pământ, hai să zicem, relativ destul de des, vă garantez eu că majoritatea prizelor locale ale stâlpului sau stâlpul respectiv care unde este legat la pământ sunt de o calitate foarte slabă. Cine, de exemplu, dacă s-a făcut, nu știu, o rețea și s-a făcut acum 50 de ani sau 40 sau 30 de ani și a avut o împământare locală făcută din câțiva țăruși bătuți sau din țăruși, vă garantez că nu mai are valoarea asta. Este aproape imposibil ca după 30, 40, 50 de ani să-și mai păstreze priza de pământ aceea legată lângă stâlp, să-și păstreze valoarea. Da, la modul ideal așa ar trebui, că la fiecare stâlp legat la pământ și atunci da, ar deveni sistemul TN, în speță TNC, de foarte bună calitate și ai putea să livrezi clienților numai în sistem TNS. Adică să-i splitezi penul și să-i dai foarte simplu în casă. Din păcate, la noi legea, sau din fericire, nu știu cum să spun, ziceți voi în comentarii cum doriți, la noi I7 obligă, și normativele, obligă proprietarul să-și facă singur împământarea. Distribuitorul echipotențializează, pune la pământ, întărește penul ori de câte ori este necesar sau consideră el de cuvință. În schimb, fiecare din consumatori trebuie să-și facă priză de pământ sub 4 om sau sub un om după caz, da? Și să se autoprotejeze. Da, cam asta e la discuția de azi. Mai e discuția apropo de sisteme TN și TNC. Vechea discuție cu care aici, mă rog, aici de fapt sunt două discuții. Cu apropierea branșamentelor, cu protecții C16 branșament. Nu știu ce e în capul distribuitorului ăla care dă. Bine, el motivează, spune, domne, nu există putere în zonă, deci hai să-i punem clientului un C16. Nu știu ce naiba să faci cu C16. Mai ales pentru că nu poți să-i faci selectivitate omului în casă. Dacă el a pus C16 pe general, da? La BMPM. Eu ce-i pun în casă?
poftim, hai, îi pun un general, da, e fuzibile, îi pun un, îi punem niște fuzibile de 16 amperi, da? Și după aia ce fac? Trebuie să cobor două trepte. Ok. De la C16, hai să zicem că facem o excepție și coborăm din curbă. Coborăm din prima oară din curbă C16 în B16 și apoi în B10. Deci cea mai mare protecție din casă trebuie să fie un B10. Ca... Deși teoretic regula nu era cu două trepte? Adică păi și nu, am curba o treaptă, păi și curentul o treaptă. Nu, deci cum avem cea mai mare protecție, trebuie să fie un B10. Știu, știu, păi de asta spun și eu. Nu, în prima oară am făcut o șmecherie, că n-avem ce să facem altfel. Dacă el mi-a pus un C10 pe general, eu cum trebuie să cobor, nu? Hai să zicem că coborâm prima oară prima treaptă, deși e la limită, dar hai să zicem, e la, dai cam la limită treaba asta. Hai să zicem că prima oară coborâm din curbă, facem din B10 în C, din C10 în B10, deci am coborât o treaptă. Așa. Și după aia, din C16 în B16 am vrut să zic, și apoi în B10. Deci cea mai mare protecție din casă trebuie să fie un B10. Exact. Boromul ăla ce face? Teoretic, în mod normal la un consumator simplu casnic, nu e adevărat, de cuptoare electrice. Nu e adevărat, nu-i ajunge. Nu e adevărat, nu-i ajunge. Nu-i ajunge. Deci nu-i ajunge, n-are cum să-i ajungă. N-ai. Pe general, chiar și în România, unde au crescut deja foarte mult consumurile în general, deci minim acceptabil C32. Minim. Sau fuzibile de 32 de amperi, minim. Apropo de branșamente. A, spui de Transilvania? Nu. Aia e altă discuție. Ah, okay. Nu. Apropo de branșamente, știu că normativul E7 spune că branșamentele trebuie să aibă o secțiune exprimată, citez, minim 6 mm pătrați. Dacă mă întrebați pe mine, eu aș obliga pe toți furnizorii sau aș obliga pe toți cei care au branșamente să nu scadă secțiunea sub 16 mm pătrați sau, mai frumos de atât, sub secțiunea rețelei. Ai rețeaua de 25 mm pătrați, legătura până în primul tablou din casă de distribuție, să zicem, să fie de minim secțiunea rețelei. Ai secțiunea 25 mm pătrați, să zicem, aluminiu, ca așa e în România, noi suntem țara aluminiului, să ai secțiunea până în casă, până în primul tablou din casă, 25 mm pătrați. Ai secțiunea rețelei 16 mm pătrați, să ai secțiunea, bineînțeles că și prin contor, asta, ca o paranteză, sunt contoare care nu permit secțiuni mai mari de 6 mm pătrați. Asta ca idee. Deci să ai 16 mm pătrați trecut prin contor și tot la fel împământarea să fie 16 mm pătrați și mai departe. Deci aș trage 16 mm pătrați până în casă, pentru că așa ai un curent foarte mare și de scurt-circuit și de defect și protejează clientul de foarte, foarte, foarte multe probleme. Știu, o să spuneți, da, domne, dar știi, legătura de la BMPM la primul tablou în casă este de obicei de 1,2 m și nu influențează și bla 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 bla. Este și nu adevărat. Sunt situații în care într-adevăr în spatele BMPM-ului pe zidul din casă există un tablou. Dar sunt situații în care BMPM-ul este foarte foarte des întâlnit în ziua de astăzi. BMPM-ul este la poartă sau BMPM-ul este pe o căsuță la intrare sau este, nu știu, în partea din fața casei, iar tabloul clădirii respective este în cealaltă parte a casei sau este la 30 de metri sau la 15 metri. Și ce zice? Să trage 6 mm pătrați. Atât. Și apoi apar problemele. Da, asta e. Cam asta e despre branșamente și sistem TT, TN, TNC și așa mai departe. Spuneți și voi în comentarii dacă am greșit cu ceva sau mi-a scăpat ceva. Eu cred că am dreptate în ceea ce spun. Acum, mă rog, nu sunt atoate știutor. Dacă aveți comentarii și vreți să mă combateți, vă rog mai jos în comentarii. Hai, ne vedem când ne întâlnim. Baftă!